Păi, am practic zero șanse să plec în vacanță. Pistoiul meu e bolnav. Sunt epuizat. Îl voi aduce înapoi pe labe în cel mai scurt timp. Îngheț. Nu simt pulsul. Ne plimbam când din senin i s-a întâmplat ceva. Am nevoie doar de un pui de somn. Nu a dormit. Ajută-l! Ritmul cardiac nu e bun. Voi încerca să-l aduc la normal. Nu mă lăsa singură. Nu renunțăm. E o cauză pierdută. Unde e adrenalina? Nu asta. Prieteni, apăsați pe like ca să putem salva pisoiul. Apăsați butonul de like. Ați reușit! Mă simt mult mai bine. Oh, sunt amețit. Ciudat, asta ar fi trebuit să ajute. Înțeleg ce se întâmplă. Îl poți vindeca? Da, mă poți ajuta cu asta. Ce căutăm? Căpușe. S-a înfipt în mine. Căpușele sunt purtătoare de boli. Trebuie să scăpăm de ele. Încearcă și tu. Mă simt mult mai bine. Am scăpat de musafirii nedoriți. Sunt atât de bucuroasă. Ar fi trebuit să ai grijă de blană, să nu se mai întâmple asta. Are sens. Fă asta o dată pe lună și nimeni nu-ți va mușca pisoiul. Nu pot să-ți mulțumesc suficient. Meriți pe deplin un premiu pentru cel mai bun medic. Vorbind de premii, pisicuța mea e în trapaliu. Cheamă un doctor. Nu-ți face griji, o să fie bine. Am contracții. Să vedem ce mai fac pisoii. Sunt trei? Mama mea a avut și ea tripleți. Trebuie să faci ceva. Mă ocup eu de ea. Va dura doar câteva minute. Ce să fac? Repetă după mine. Inspiră și expiră. Inspiră, expiră. Nu tu, pisicuța. Iată că vin bebelușii. Sunt cele mai drăguțe. Unde e a treia? Trebuie să le supraveghez pe mama și pe acest pui. Mă întorc după ei curând. Ia-le de pe mine, te rog. Despre ce vorbești? Se referă la chestiile care înțeapă. Au! Totul e din cauza hainelor astea stupide. Taci! Voiam să dau unul jos și i-am amușcat. E oribil. Nu m-a durut, la urma urmei sunt din plastic. E inconfortabil să mergi cu toate astea. Am încercat să-i spun. Voi repara eu lucrurile. În sfârșit, sunt liberă! Nu tuturor câinilor le place să se îmbrace. Și nu toți câinii au nevoie de haine. Bine, poate purta ce vrea. Nu știam că ești și stilistă. Bună, doctorița Jade la telefon. Am mari probleme. Vin imediat. Trebuie să fie pe aici. E cineva aici? Sunt doctorița Jade. Ușa e deschisă. De ce ai roz firele? E periculos, haide! Ce pot să fac? Uită-te la dinții mei! Iată un lemn. Ferește-te de fire de acum înainte.
Știi, erupția asta la ureche arată ciudat. Nu pot să-ți mulțumesc suficient. Ce lampă drăguță! Atât de drăguță că ar putea valora o avere. Săraca, cred că mor de foame. Nici măcar nu mi-amintesc când am mâncat ultima dată. Ai nevoie de ei mai mult decât mine. Visul meu e încă departe. Hamsterul nu arată bine. Ai grijă de el. Se pare că nu a auzit niciodată de te rog. Deci, spune-mi unde te doare. Stai, ce? Unde este stetoscopul meu? Cred că ar trebui să-ți examinăm stomacul. E groaznic! Nu poți mânca așa ceva. E pentru binele tău. Nu poți mânca literalmente tot ce vezi. Ce ar trebui să fac când mă hrănesc? Asta nu se va mai întâmpla niciodată. Ce e acest gunoi? Măcar știi cine sunt? O stăpână rea care nu-și hrănește animalul de companie. Și stilul tău e cam nasol, să fiu sincer. Sunt foarte ocupată. E o neînțelegere. Pur și simplu am uitat. Iată o listă de alimente pentru hamster. Să sperăm că nu vei mai face niciodată această greșeală. Deserturi în fiecare joi. Bine, bine, am notat. Dacă se întâmplă din nou, te voi trimite în judecată. Costă $1000. Am nevoie de un medic. Ai găsit unul? Dragul meu Cooper s-a rănit la ureche. Nu putem pierde timpul. Mă poți ajuta? N-am mai făcut așa ceva până acum. Pune-ți masca. Am înțeles. E pentru cățeluș. Ritmul cardiac a dispărut. Liber. Nu e suficient. Liber. E o cauză pierdută. Trebuie să fie stricat. Nu, totul e bine. Trebuie să-i dau jos hainele. Un câine de jucărie? Am încercat să-ți spun. Puteai să mai încerci. S-a rănit la ureche. Sunt alergică, așa că nu pot avea un câine adevărat. Dar Cooper părea foarte real pentru mine. Bine, îi voi coase urechea. Ideea e că va trebui să plătești extra. Banii nu sunt o problemă. Unde e urechea? Oh, nu! Am pierdut-o! Nu e mare lucru, vom face una nouă. E perfect! Ca nou, ești cea mai bună! Oh, mare scofală! Ăsta e motiv de sărbătoare! Oprește-te! Somnoroasa s-a trezit. Am o programare la ora 12. Îmi pare rău, sunt atât de supra-solicitată. Care pare a fi problema? Toți prietenii mei sunt în relații, dar eu nu. Avem un terapeut uimitor. Îți va fi de mare ajutor. Ai un nou pacient. Ne poți da un moment? Oh, sigur, vă las singuri. La ce te gândești? Simte-te liberă să împărtășești. Sunt tot timpul singură. Se pare că băieții nu mă observă niciodată. Nu am nicio îndoială că îți vei găsi sufletul pereche. În acest moment nu cred că se va întâmpla asta. Cu siguranță vei întâlni pe cineva, foarte curând. O să termin într-o secundă. Am nevoie de tine. Ce-a fost asta? Bani?
Ăsta e biroul terapeutului. Bună! Oh, cea mai frumoasă creatură pe care am văzut-o vreodată. Vrei să ieșim la un castron cu mâncare? Da, ăsta merge chiar și la două. Sunt o mare pofticioasă, să știi. Mă duc să mă pregătesc pentru următoarea mea sesiune. Ar trebui să mănânc înainte să mai apară cineva. Am uitat să o verific pe Kelly. Soră, ți-ai terminat sandvișul? Nu încă, fac o perie pentru pisici. Nu uita să mănânci. Ea mea, ea mea. Unde e pisica? Luați-o de pe mine. Hei, nu mai zgâria. N-ai avut grijă de ea. Da, e vina mea. Nu te mai răsuci atât. O să doară. Mi-e frică de injecții. Gata, am terminat. Mulțumesc. Îmi pare atât de rău. Voi fi mai atentă de acum înainte. Uite, iei niște bunătăți și te vei revanșa. Da, mulțumesc. Da, mulțumesc. Pot să nu-mi distrugi biroul? Scuzați-mi câinele! Stai, băiat rău! Nu a fost intenționat, îmi pare rău! Care pare să fie problema? Nu mănâncă! Am primit mâncare? Unde este? Dacă mă întrebi, nu mâncarea e problema. Vino! Îți vom verifica vederea. Ce e acest desen? O minge sau așa ceva? Bine! Asta? Un poștaș? Doamna doctor, care-i problema? Lucrurile sunt mai rele decât mă așteptam. Ce vezi aici? Pare să fie o pisică. Este o pisică. Putem face ceva în privința asta? Îi vom repara ochii și lucrurile vor reveni la normal. Acum văd lucrurile atât de clar. Mulțumesc, doamna doctor. Alarmă? Ce se întâmplă acolo? Trebuie să merg să văd. Ce se întâmplă aici? Încetați! Sărăcuțo! Bună! O să te ajut eu! Ar trebui să nu mai mănânc când sunt stresată! Probleme cu respirația? Rezistă! Bea niște apă? Liber! Nu funcționează! Prieteni, avem nevoie de mai multă energie! Apăsați butonul de like ca să ajutăm pisoiul! Liber! Din nou... Mai mult! Unde sunt? Mai rezistă un pic? Voi mai încerca încă ceva, majordom? Asta ar trebui să meargă! Delicios! Mă simt mai bine! Mulțumesc pentru ajutorul vostru! Dragul meu pisoi! O să facem să primești toate viețile înapoi! Cum ar trebui să te numesc? Prieteni, ce nume ar trebui să-i pun pisoiului meu? Comentați în secțiunea de comentarii! Ar trebui să te antrenezi să faci la litieră? Ce? Ești micuț încă! Nu e suficient! Așa mai vorbim! Oh, mare scofală! Așteaptă până ai să vezi pisica mea! Am putea lucra puțin la aspectul tău!
Vei arăta fabulos! Ce e acolo? Poți să te joci acum! Gâdilă! Urechile sunt următoarele! Asta e oribil, să te învelim în prosop! Arăt ca un burrito pentru tine sau ce? Ce ai făcut? Adu un prosop diferit data viitoare! Ultima? Da! Serios? Nu! Ce-mi pune pe lăbuțe? Loțiunea hidratează talpa lăbuțelor tale? Totuși e rău că nu mă înțelege pe mine! Miau, miau, miau! E o ciudată! Aș putea să stau așa toată în ziua! Yay! Ești mai bine? Doar un ultim detaliu de adăugat! Ce e asta? Nu-mi place! Drăguț! Nu e foarte practic! Bine, o să-mi dau seama singură de asta! Am văzut-o pe Corny făcând asta de 1.000.000 de ori! Pot să o fac chiar mai bine? Perfect! Hai să începem noua ta viață cu o poză! Dai, ce? Ia te uită, o tonă de like-uri! Unde ești tu? Jade, uite! Aici așa de sus! Nu mișca, m-ai speriat! Ai nevoie de un spațiu de joacă? Wow! E o casă tare! E cât pe ce să devină și mai mare! Îți place baia? Asta e o cadă care îmi place! Stai, sunt mai multe! Ăsta e locul unde îți poți ascuți ghearele! Du-te sus! Ar trebui să te relaxezi! Foarte moale! Hei, Jade! De ce țipi? Hopa! Ești foarte zgomotoasă! Poftim, ai trezit-o! E așa de drăguță! Care e problema ei? Cred că vrea să se joace. Pot să încerc? Mult succes! Spune-mi care e problema. Îmi e foame. De ce nu ai spus așa? Miau, miau, miau. Lui Kitty îi e foame? Asta a fost tot? E cea mai bună stăpână! Ai tot ce vrei? Asta e de rău? E pe departe prea mult! Nu a terminat încă? Pisicuțele nu știu când să se oprească! S-ar putea îmbolnăvi? Cu siguranță! Trebuie să-i dai treptat! Privește! Ea se simte mai bine! Nu ești așa de prostuță cum credeam! Ce? Mă rog, cred că e suficient! Unde e pisicuța? Mănâncă? Oh, nu! Nu ai încuiat ușa? A fost un accident!
Trebuie să plec! Courtney! Trebuie să o găsesc! Mă întreb ce loc este ăsta! E plin cu chestii interesante! Cine se crede? Eu sunt singurul care are voie să facă mizerie! Cine ești tu? Ce ai de gând să faci? Ce s-a întâmplat aici? Pisicuța mea! Săraca e speriată! E înfricoșător! Acest oraș are numai un șerif! Kevin, iar ai făcut un dezastru! O să ajungi din nou în cușca cea mică! A fost o scenare! Să ne vinovat! Avem un client! Sunt Andy, cum pot să te ajut? Ce amuzant! Eu? Lasă-mă o secundă! O nouă jucărie! Așa de drăguț! Stai aici! Ce-i asta? Sperii clienții! Scuză-mă! Jade, o pisicuță nu ar trebui să se joace cu mâinile! E așa de drăguță, totuși! Până când o să crească, apoi o să doară! Auci! Trebuie să-i distrage atenția cu altceva! Perfect! Arată chiar bine! Ce faci? Ai răbdare, o să vezi! E cea mai tare jucărie! Mulțumită acum! Acest tip e drăguț! Cred că este! Dacă vrei să înveți mai multe despre pisici, uită-te pe pagina mea cu informații detaliate! Cine e cea mai drăguță pisică? Tu mă asculți? Da, cu siguranță! Bună treabă! Apucă-te de curățat! Dar jucăria... Eu spun că ar trebui să te joci cu jucăria nouă! Da! Joacă! Joacă! Am uitat de asta? Jucăria mea! Așteaptă! Mă voi gândi eu la ceva! Asta ar putea fi de folos! Te rog, nu plânge! Uită-te la această jucărie! E tare! Știi, e chiar mai bună decât ultima! În sfârșit, domnișoară, e calmă! O țină curățenie nu ar strica! Ei bine, atunci curăță! O să-ți las eu onoarea! Sau ar trebui să o sun pe mama ta? Oprește-te! M-ai prins! Chestia e că nu pot să fac curat cu o pisică! Ei bine, mulțumesc mult! Asta e de neiertat! Trebuie să am grijă de mine însă. Despre asta vorbesc. Jade! Jade! De ce țipi? Ai uitat jucăria. Am făcut-o eu însă. Frumoasă casă. Poți face filmulețe super tari cu pisica. Nu-i fă poze pisicii mele. De ce nu? O să o fac vedetă. Ea nu vrea să facă videoclipuri cu tine. Cineva e cam ofturoasă. O să am grijă de asta eu însă. E corect, a fost ideea mea. Ce? N-am nicio idee.
Unde au plecat? Sunt din nou singură! Unde sunt? Bun venit la joc! Un joc de construcție de case pentru animale. Câștigătorul primește trofeul și o ieșire, iar învinsul rămâne cu noi. Eu plec de aici. Mergi în cercuri? Nu e bine. Ai grijă pe unde calci. Faza e că ești atât de mică. E fără speranță. Oh, nu! Sunt terminat. Stream-ul meu live e în 5 minute. Mă pui exact unde eram. What? Suntem blocați aici pentru totdeauna. Hai, pisicuțo, pisicuțo, pisicuțo. Aș putea face asta toată ziua. De ce eu? De ce nu Jade? Și eu sunt aici, geniule. Eu sufăr aici. Mai degrabă ai căuta o ieșire? Tu ești motivul pentru care suntem aici. Suntem aici pentru că ești un prostuț. M-am săturat de asta. Ce se întâmplă? E super ciudat. Ținuta e așa de stupidă. Îmi place? Andy, și tu arăți grozav. Băiete, ai transformat-o într-un zombie. Bucură-te! În ritmul acesta nu se vor apuca niciodată de treabă. E timpul ca și el să se transforme. Nu! Mi-e prea frică! Mi-e teamă că vei pierde. Ești așa de drăguț când ești supărat. Trebuie să lucrez. Stai departe de mine deocamdată și pregătește-te să pierzi. Arată bine? Ce zici de o gustare? Wow! Prinde! Va fi un singur câștigător! Pare că Andy a luat-o înainte! Nu e corect! Ce stângaci! Cum se poate? Oh, trebuie să-mi fac din nou o casă? Bine! Al tău poate fi și roz. Nu prea cred. Frumos stil, nu? Ești mult prea posomorât. Ai nevoie de mai multă dragoste. Tot ce-mi trebuie este trofeul. Vreau ca toată lumea să câștige. Cred că ar trebui să obțin victoria. Și poți fi prietenă cu cine vrei. Minunat! Nu e bine? Impecabil! Luminile îl vor face de 10 ori mai drăguț. Bucură-te cât mai poți! Oricum, casa mea se va dovedi mai tare decât a ta. Și dacă nu? În acest caz, am nevoie de un plan B. Oh, am semnal la telefon! Sincronizare perfectă! Din nou la asta? Andy? Care-i treaba cu tine? Nu contează! Vei fi mult mai atent data viitoare! Am plasturi uimitori!
Nu! Pleacă! Aproape am terminat! Termină! Pisica vrea îmbrățișări! Ce? Ar fi bine să te ocupi de ea! Oh! Ești așa de drăguță! Nu! Cine e o pisicuță rea? Andy, nu scapi basma curată cu asta! Voi pune aici locul de luat masa. Vrei să mă vezi făcând patul? Adevărul e că nici nu-mi pasă. Bine, privește! Trebuie doar să pun pozele pe ceva. Sper că Andy are niște chestii. Oh. E îngrozitor! Ce chestie? Pune încă una? Cu siguranță! Ce impostor! Tot ce trebuie să fac este să le asigur. Hei, loser-o! Ai văzut un lanț aici? Am scăpat ce? De el? Cu plăcere! Oh. Doar ea asta! Ești terminată! Relaxează-te, te las să pleci puțin. Serios? Da, trebuie să fac o plimbare.